Răzvan Meseșanu, președintele Pro-România filiala Călăraș, și-a prezentat echipa în cadrul unei conferințe de presă organizate zilele trecute. În cadrul întâlnirii au fost prezentați oficial reprezentanții Organizației de Tineret, Organizației Municipale Călăraș și Organizației de Femei. Vreau să vă prezint colegii pe care i-am astăzi alături din conducerea interimară a filialei Călăraș a Partidului Pro-România. Este vorba de domnul Rudolf Marea, care are ca sarcină, ca obiectiv să se ocupe de partea de tineret la nivelul județului Călăraș. Este vorba de doamna Ionela Ene, care de asemenea are misiunea extrem de dificilă, dar de generoasă și de plăcută în același timp, de a se ocupa de partea de atragere de cât mai multe femei în rândurile noastre. Și, bineînțeles, piesa de rezistență, după cum ați văzut și dumneavoastră din rezultatele de la alegerile din 26 mai, organizația municipală, condusă de domnul comisar șef în rezervă, Șohan Alexandru, câteva cuvinte o să vă spune și dumnealui în această ordine. Mulțumesc, domnul Meseșan, pentru prezentare. Am ales Pro-România pentru că este, în primul rând, un partid de stânga care își respectă ideologia. Cred în progres, cred în egalitatea reală ale cetățenilor, a cetățenilor și promovează foarte mult valorile tinere. Cred că Pro-România este partidul care a înțeles că un tânăr, dacă are un punct de sprijin, poate să exceleze mult mai bine decât un om cu experiență, dar chiar și președintele nostru, domnul Victor Ponta, este cel mai tânăr președinte cu care a avut cele mai multe funcții de conducere în stat. A avut un guvern care, după părerea mea, a excelat. Și, din păcate, mă rog, a fost alegerea dânsului să demisioneze. Și îmi doresc să creștem alături de Pro-România. Îmi doresc ca partidul ăsta să contribuie la dezvoltarea României și să fim pro-europeni în continuare. Am aderat la această formațiune politică nouă, clădită pentru a face o altfel de politică vis-a-vis de partidele politice cu oarecare vechime existente pe șichierul politic actual. Am aderat pentru că este o politică de centru-stânga mult mai apropiată de cetățean și aș dori să fie așa, de nevoile sale și de problemele ce se ivesc, atât pe plan social cât și economic. Eu personal lucrez la o strategie prin care să atrag femeile din Călăraș, femei de afaceri și nu numai, cunoștințe, colegi de activitate, începând din activitate pe care am desfășurat-o, începând din Combinatul Siderurgic, unde am lucrat 15 ani ca și contabil, continuăm cu alți 11 ani de activitate în instituția publică numită Fordoc, pe care vă amintiți cu toții, și unde a funcționat și un colegiu la distanță deschis de ASE, tot în calitate de contabil am lucrat, tot în paralel cu jumătate de normă și contabil la adresul Muntenia. Toate acestea le spun pentru că, și continuând de asemenea cu activitatea în domeniul contabil și de 10 ani în propria firmă de contabilitate și expertiză, unde am gestionat financiar și activitatea Camerei de Comerț în sediul căreia ne aflăm acum. Am făcut acest periplu al activității mele pentru a-mi întări încă o dată convingerea că în aceste locuri de muncă am întâlnit, mi-am format prieteni, simpatii, multe dintre ele femei, evident, pe care consider că le voi atrage în echipa mea, în Organizația de Femei Pro-România Călăraș. Ne propunem pentru alegerile locale un procent de 15%, în jur la 15%, dacă se poate mai bine și mai bine, transpus în practică un număr de 3 consilieri. Ne propunem să schimbăm radical modalitatea de selecție a candidatului la scaunul de primar. Dorim ca aceasta să facă pe baza unui plan managerial în care să ne explice cu exactitate ce are de gând să facă, cu ce resurse și așa mai departe. Căutăm un candidat, deocamdată nu l-avem nominalizat, oricine e binevenit cu condiția să adere la partidul nostru
Și totodată urmărim să elucidăm niște probleme care nici la această dată de 7 ani de zile nu sunt clarificate. E problema infrastructurii distruse de Ecoaqua și care a rămas în situația în care o vedeți și dumneavoastră. E problema gunoiului care nici la această oră nu este rezolvată. Din ce motive? Nu pot să-mi dau seama. Deci sunt două firme cu care lucrează primăria. Da. Sunt aspecte penale care văd că stau pe loc, nu sunt cercetate mai deloc. Și așa mai departe. Cum căutăm un profil de primar de modă nouă, zic eu, care să nu se bazeze numai pe popularitate, pe sprijinul unor oameni care au de câștigat ulterior și care să vină cu idei. Căutăm un primar onest, care să nu ne minte și să nu vină în fața cetățenilor cu orașului cu niște promisiuni deșarte.